ce bine că am primit aici batch sample. Sample. Dar uite ce mi s-a zis, bă, neapărat, orice spui să treacă mesajul ăsta. Țigările electronice sunt cu până la 95% mai nocive, mai puțin nocive decât țigările normale. Și mă gândeam că se înțeleg acolo, cum sunt glumele mele cu 95% mai nocive decât glumele normale. Așa că cred că merge, că m-a schemat aici. Și mi se pare tare, să jur că vaping-ul este alternativa mai sănătoasă la fumat. Eu trecând prin asta, mi se pare că și cum ai zice că căsătoria e alternativa mai sănătoasă la deces, îți jur. Nu știu dacă ați fost. Salutări, salutări! Ștefan sunt! Salutări, salutări! Gogo sunt! Bine v-am regăsit într-un nou episod al Academiei de Vapat. În timp ce colegul meu foșnește, eu vreau să vă spun că astăzi avem pe clip un produs foarte mișto. Practic este o reinterpretare a unei legende. Mie îmi plac asta cu legenda, se întoarce cu tare. Așa e, domnule Ceaușescu, stați exact. Da. Avem Minican 3, pe care l-ați văzut în clipul trecut. Pro. Pro-ul vine la pachet cu niște specificații upgradate și cu niște specificații unice până acum în gama de minicar. În timp ce eu îmi voi seta close-up-ul, Gogo ne va povesti câte una alta. Da, Minican 3 Pro arată foarte bine în primul rând și pagina lor de produs arată foarte bine cu doamne și domnișoare. Vine niște culori frumoase, rezistența de 0.8 cu mesh pe care am văzut-o la Minican simplu. Ceva nou. Ecran OLED inteligent de 0.69 țoli. Oare de ce avem nevoie de un ecran nou? Vom vedea imediat. Iată, imediat în următorul slide ne spune producătorul, pentru că avem putere variabilă. Și cred că acei 20 de W este valoarea maximă la care se ajunge. Compatibilitate cu toate podurile, iar multe culori. USB-C, bineînțeles, am văzut. Bateria de cât e? Bateria, încă nu am ajuns la baterie, okay. Mai avem puțin, iată că am ajuns și la baterie. Deci, specificații, rezistența 0.8, aceeași 13-15W, mesh, varianta TPD poate să vină și cu pod cu rezistență fixă, la 2 ml, compatibil cu toate alea, cum am spus. Bateria, da, foarte interesant, 900 de mAh avem. 900? Deci ceva mai mare, puțin. Decât la Minican 3 normal, da. Minican 3 Pro are 900 și putem să-l folosim de la 5 la 20 de W, încărcător Type-C și încarcă cu 1 amper, folosește un chip ASP, un chip Aspire, ASP. Pachetul conține cartuș, rezistență 0.8 mesh, dispozitivul propriu-zis, cablu de încărcare și un manual cu instrucțiuni de folosire. Acum, înainte să umplem cartușul, haideți să... Dar eu nu... E pagubă dacă umblem două, mă. Pune și tu pe ăla lichidul tău ca să vedem. 70-30 VGPG, 70-30 PGVG. Hai, hai cu pagubă. Destul de simplu. N-am citit instrucțiune, dar haideți să vedem dacă după atâția ani de vapat știu cum să îl deschid. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, era 4, gata 5. Deschis. Al meu s-a deschis acum. 1, 2, 3, 4, 5. Și acum, pentru că avem un singur buton, logica ne spune că trebuie să apăsăm de 3 ori 1, 2, 3, ca să intrăm în modulul de reglat putere. Putem naviga din watt în watt, adică în trepte de 1 watt, de la 5 la 20 de watt. Acum, eu sunt foarte curios la 5 watt cum se simte rezistența asta, așa că o să-l las pe 5 watt. De asemenea, pe display mai vedem starea de încărcare a acumulatorului, rezistența atomizorului și numărul de pufuri pe care l-ai tras. Sunt convins că numărul de pufuri poate fi resetat, însă acest lucru nu prea mă interesează personal, așa că nu o să mă uit să văd cum se realizează. Stai puțin că am o idee. Nu putem să folosim cartușul de la săptămâna trecută? Nu. Mai am altă idee. Ăsta al meu are deja 114 pufuri. 5, 6, 7. Corect, pentru că este sample și a fost testat. 7 picături direct în rezistență, așa cum v-am învățat. Poftim? Pușu? Da, frate! Pușu. Fiecare cu taina lui. Băgăm rezistența în dispozitiv. Tragem acest căpăcel de umplere care mă enervează groaznic, pentru că dacă n-ai unghii este foarte nevoios. Am mai văzut moduri de a reîncărca acest tip de cartușe. Ăsta este printre cel mai puțin preferat de mine, ca să spun așa. Adică, pe scurt, nu-mi place. Deloc. Bun, am pus lichid. Am închis căpăcelul. Îl lăsăm 5 minute, da?
Așa cum v-am înțeles frumos, punem cartușul în dispozitiv, vedem că citește rezistența la 0,94. Apăsăm pe buton pentru fire și observăm că nu se întâmplă nimic, deoarece butonul este doar de pornit, oprit, reglat de putere, iar ca să trageți din el, probabil trebuie doar să trageți. Când ai mai puțin vați, se aude mai tare. Da, pentru că e mai lung, cumva. Da, ok, fair enough. Nu avem, vorbind de modulație, ne iertați, sunteți începători, noi proști. Modulația, practic, ca să faci dispozitivele astea să aibă putere reglabilă, poți să faci în două feluri. Liniar, ceea ce înseamnă că ai niște rezistențe și din cât are bateria, da, tu pui o rezistență acolo și mai scade. Dar, vedeți că ca să crești puterea, lucrurile se complică un pic. Și atunci, de obicei, producătorii ăștia aleg să crească puterea până la o treabă fixă cu un buck boost, ceva care urcă voltajul. Nu știu că nu le-am înțeles pe de rost, dar am înțeles esențialul. Urcă puterea, după care au pe circuit încă o treabă care ți-o limitează la puterea setată de tine. Și tu poți să o limitezi fie liniar cu niște rezistențe, fie prin a porni și a opri sursa de curent de câteva mii de mii de ori pe secundă, astfel încât totalul, când tragi linie, să spui că ai 3V, 4V, 5V, ce vrei tu. Pentru că indiferent dacă ai vați de care să-ți alegi sau volți, tu oricum doar din volți reglezi. Bun. În cazul dispozitivelor mai compacte, nu ai atât de mult loc, astfel încât să pui toate filtrele alea frumoase și să ai o zi. O putere liniară, o frecvență da. Liniară, da, să fie frumoasă. Și modulația, pornit-opritul, se aude cândva în rezistență sau se simte, sau bâzeie, bârne, face ceva. Bâzeie, piuie, bobinele, există acel coil wine care aveți plăci video și surse mai țapene, ați auzit cum sună curentul pe bobine. Așa se întâmplă și la asta că avem destul de mult curent pe niște componente foarte mici. Foarte mici, dar lăsând la o parte gălăgia, mie mi se pare că lucrează corect. 15 W, da. Am dat la 17 și chiar urcă. Merge foarte bine. Și vezi că la 17 W am impresia că pe rezistență te apropii de valoarea bateriei și nu mai bâzâie. Da. Pentru că folosește un circuit buck boost. Da. Foarte mișto. Ok. I like it. Ai spus că cartușul are 3 ml, da, 900 da, de mAh, da. Se încarcă cu maxim 1 amper. Da. Mai avem informații speciale pe aici? Da. Ia să vedem. O informație foarte specială este aceea că după ce dai shutdown, se resetează pufurile. Nu. Când ți-ai apăsat pe el, fii atent. Trebuie să ți-ai apăsat pe el și acum le resetează. Da. S-au resetat. Deci, cu el deschis, ți-a apăsat deci pe buton. M-a apăsat eu. Exact. Băi, să știi, Ștefan, că ăsta este podul pe care mi l-am dorit întotdeauna. Da. Că au fost poduri cu display. Mamă, dacă avea Flexus Q display, băgam eram rece. Nu, că am văzut poduri cu display, stați așa. Stau, nu, stați un pic. Aveau poduri cu display, dar nu puteai să reglezi nimic. La ce i-a pus display? Că am făcut noi review. Ca să vândă, da, i-au pus display. Ce rost are. Mamă, da, ce-mi place ăsta. Și pe albul ăsta, așa, stormtrooperiș. Asta e. Am un portocaliu bun și ăla. Ce să mai zic? Aroma e bună, e pufoasă, e dulce, e ce-mi trebuie mie. Aerul e bun, puțin cam larguț pentru mine. Pentru dar, mine e perfect. Dar e ok, se poate vapa liniștit, fără nicio problemă. O să înlocuiesc că am fost într-o călătorie și mi-a trebuit un dispozitiv stealth și am folosit un Flexus Q cu o rezistență de 0,6. Într-adevăr, am biblit la aerul ăla acolo, mi-a mai dat niște fire de păr alb în cap, dar a fost ok, însă aparatul ăsta, de cine l-ai adus mai devreme? De-abia s-a inventat. Ha! Ei, și mai e o chestie, acum că aveți putere reglabilă pe un dispozitiv foarte accesibil, o să-l aducem în curând și pe Smokmania și o să-l vedeți, probabil stă pe la 1 000 000, o chestie de genul ăsta, irelevant. Pentru punctul de vedere care vreau să vă spun acum, aveți putere reglabilă. Da. Ați pus și 7 picături direct în rezistență, da. Ați umplut cartușul, a stat 5 da. Minute, ați așteptat, ați băgat cartușul în el. Regula de 3 simplă, pleci de la 3W și crești. N-ai 3W aici, pleci de la 5, tragi 5-10 pufuri, crești la 7.
tragi 5-10 pufuri, crești la 10. Mai vrei peste 10, mai tragi 5-7 pufuri, te duci la 12. Nu sări în 20 de vați cu rezistența 9. Chiar dacă ea e pe specificații, rezistența asta merge până la 15 vați, nu înseamnă că poți să-i dai 15 vați din prima, nu înseamnă că poți să-i dai 20 de vați. Recomandarea este unde s-ar simți, e practic un maxim, ca la mașină, știi? Practic, având acum, pentru prima dată, la începători, un dispozitiv cu putere reglabilă, trebuie să ținem cont de niște chestii și nu-i dăm tare din prima. Nu-i dăm... Să luați încet. Când, vorbim de când aveți rezistența nouă. Dacă rezistența, sunteți la al doilea, treilea plin și vă place la 12 vați, folosiți-i la 12 vați. Țineți cont. Mai multă putere, mai mulți vați, înseamnă consum mai mare de lichid, extracție mai bună de nicotină, extracție mai bună de aromă, dar și o durată mai redusă de viață a rezistenței. Pentru că o încinci mai tare și se consumă mai repede, că vaporizezi mai mult lichid. Și plus bateria mai mult, să duce mai repede. Exact. Rezistențele astea eu le știu, țin măcar 30 de mililitri. Duse la o putere mare s-ar putea să țină 10 mililitri, 20 de mililitri. Depinde. Dacă simțiți că gustul nu mai e bun, înainte să fie ars, el nu mai e bun, nu mai e la fel de gustos. Dacă simțiți că e un pic gust uscat, adică se șterge aroma, mă, dați puterea mai jos, trageți un pic în gol fără să, da? Trei pufuri ca să-l extraalimentați. Dacă se inundă, la fel. Ați luat un șervețel, scrie și în manual, luați un șervețel, îl ștergeți un pic, trageți un pic și vedeți ce se întâmplă după aceea. Dacă se întâmplă să intrați pe Smokmania, nu uitați, în momentul în care finalizați comanda, să introduceți cuponul de reducere a Academia Rules pentru o reducere suplimentară de 5%. Și... adică frații voștri vă dau o bere sau două pâini. Exact. Și dacă depășiți 100 de lei, primiți transportul gratuit. Da? Bun. Ceea ce este destul de corect. Păi și asta înseamnă că ții și un lichid. Că îți trebuie un lichid. Ai nevoie de un lichid. Ce lichid recomanzi? Recomand Smoother Y, da? Sau American Tobacco dacă vrei ceva mai dulce, mai interesant de la The Vaping Giant. Da. Sau dacă vreodată ți s-a părut interesant să fumezi fructe, să vapezi fructe de pădure cu ușor efect răcoritor, Ice Berry Mix, tot de la Giant. Da. Și dacă îți trebuie un tutun de la The Viking, îți recomand Apollo de la Focke Labs, 18 mg. PG Galumeniel, la sticluță mică, da? Da. L-ai luat, l-ai pus, nu-ți bas capul. Dacă vrei mai slab, îți iei varianta Shorefield cu 3 de-astea mici. De 0. Da? Și ți-l faci de 9 mg. Noi avem all-in, ori, exact. Ori maxim, ori deloc. Nu avem ceva exact. Între. Da. Da. Și dacă tot vă place să vă distrați cu arome, cu fructe, cu dulciuri, cu tutunuri, cu diverse dispozitive, vă recomand cu dragă inimă să intrați pe acpan.ro. Site-ul Asociației Consumatorilor de Produse Alternative cu Nicotină, unde domnul președinte Alexandru Ionuț Gogoan încearcă să salveze vapatul de la o serie foarte nasoală de implementări legislative. De la dispariție. Care da, pot la duce dispariție. La dispariția vapatului. Da. Se șterge de pe fața pământului. Că dacă nu acționăm. Că nu găsiți Minican 3 Pro la farmacie, vă zic eu. Exact. Că ăsta-i Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit, ați fost absolut extraordinari, ca de fiecare dată. Iar până data viitoare, eu am fost Fane. Eu am fost Gogo. Și voi ați fost la Academia de Vapat. Toate cele bune. Vă pupăm. Seara bună. Pa, pa. Foarte bun. Îl păstrez. Te rog. Ia cu tine.